Iubite Părinte Cezar, stimate domnule profesor, cinstită gazdă, domnul Bogdan, iubiți credincioși cu care vrem să lămurim cea mai importantă temă, tema vieții. Viața este sensul cel mai nobil pe care ne l-a lăsat Dumnezeu să ne preocupăm, pentru că Dumnezeu însuși este viață. Dumnezeu își prezungește dragostea sa, că în esență Dumnezeu este dragoste, prin viața pe care a prelungit-o făcând făpturi raționale în sensul cel mai propriu și deplin al cuvântului viață egal cu dragoste. Din dragoste suntem noi hărăziți de Dumnezeu să existăm, să avem viață. Mulți spun de existență. Existența este mai puțin decât viața. Viața este sensul cel mai deplin al existenței noastre. Sunt oameni care există, dar n-au viață. Cum spune Apocalipsa: știu faptele tale, că te miști, dar ești mort. Pentru că cine nu are legătură cu izvorul vieții, cu stăpânul vieții, nu trăiește. Doar se mișcă, doar există. Și iată cine perpetuează viața: numai Dumnezeu. Unii consideră că perpetuarea prin familie a neamului omenesc aparține omenirii. Total fals. Nici o făptură cu viață nouă, care vine de la neexistență la existență, de la lipsa vieții la viață, nici o făptură nu vine, nu că fără știrea, că fără știrea lui Dumnezeu nu există nimic care ia tot știutor, dar fără participarea lui Dumnezeu. Viața este taina cea mai mare și sufletele noastre au viață în ele însele. Deci în Sfânta Scriptură cuvântul viață este înlocuit uneori cu suflet, pentru că viața este în suflet. Viața animalelor unde este? În sânge. Viața omului este în suflet. Este o mare diferență. Viața plantelor este în clorofilă, plantele verzi. Și iată, avem atâtea sensuri ale vieții. Viața în sensul cel mai deplin o are omul, care se perpetuează, care iată trăiește prin generații, prin urmași, și viața la om are o înlănțuire de generații. Cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cu participarea efectivă a lui Dumnezeu. Nu există o temă mai importantă decât viața omului privind perpetuarea ei. Orice om are o viață și o personalitate proprie. Și valoarea vieții unui om este atât de colosală, încât întregul univers material, cu soarele, luna, stelele și planetele, nu pot egala valoarea unui singur om. Dar valoarea omului unde este? În esența lui, în suflet. De aceea sufletul este folosit și în sensul de viață și de persoană în Sfânta Scriptură atât de limpede. Noi dezbatem cea mai mare criză a vieții.
care în România, o țară creștină, cu o tradiție atât de vie și atât de bogată, cu atâtea generații de oameni credincioși, de oameni sfinți, că am avut de curând pe Sfinții Brâncoveni. Sfinții Brâncoveni au dat cea mai mare prețuire vieții în sensul ei adevărat, pentru că au voit să moară cu Hristos, pentru Hristos, ca să rămână în Hristos, să rămână în viață perpetuă. Ce sens nobil, puternic, de plin și sfânt în această atitudine a brâncovenilor. Și iată, s-au găsit dușmani ai vieții. Dușmani ai vieții, cine sunt primii dușmani ai vieții? Sunt demonii, pentru că ei au oprit veșnicia curgerii vieții strămoșilor noștri și viața lor s-a transformat în moarte, nu în trecere de la existență la neexistență, ci în despărțire de Dumnezeu, pentru că ei s-au despărțit de Dumnezeu prin păcatul propriu al egoismului, al orgolului, al mândriei. Iată, ei au vrut să despartă și pe om de Dumnezeu și au reușit, pentru că omul a căzut pradă ispitei mincinoase. De atunci diavolul este socotit tatăl minciunii, de când i-a spus Evei. Ne-a spus Dumnezeu că dacă vom gusta din pomul oprit, vom muri. Nu veți muri, dar știe Dumnezeu că dacă veți gusta, veți fi ca El, atât de puternici și atât de mari ca El. De ce eu nu vă lasă să gustați din pomul cunoștinței binelui și răului? Eva se uită la pom, i s-a părut că are altfel de fructe, deși avea la fel fructele. Dar pentru că a spus diavolul că dă știință, și Dumnezeu are o știință superioară față de ei, ei nu știau decât binele. Dumnezeu știa și răul. Hai să vedem ce e răul. Dacă binele e atât de frumos și ne simțim minunat cu binele acesta, răul trebuie să fie mai frumos, o fie mai mare fericire. Că dacă Dumnezeu știe răul și deasupra noastră e puternic, e creatorul nostru, să fim și noi ca Dumnezeu, să cunoaștem și răul. De aceea, pentru că a fost ușor de înșelat, Dumnezeu în blestem a inclus și răscumpărarea. Și iată, Dumnezeu cel atot bun n-a lăsat chipul său batjocorit și încă de la blestem, când i-a spus femeii că atrasă vei fi de bărbatul tău și el te va stăpâni, și șarpelui i-a spus te vei tărâ și vei înțepa călcâiul femeie, dar ea îți va zdrobi capul. Ea te-a arătat că a dus el pierzarea femeii prin înșelăciune, dar tot de la femeie își va primi și el înfrângerea. Și iată, toate acestea s-au petrecut. Dar diavolul nu încetează să înșele pe oameni. Prezintă binele ca rău și răul ca bine. Prezintă viața și cu aspect negativ, că viața se întreține greu, presupune multă jertfă. Ce-ți mai trebuie să ai copii? Numai osteneală și durere și necaz. Au ieșit și niște ziceri condamnabile
Cine n-are să nu-și dorească. Auzi ce nebunie. În loc să dorești viață cât mai multă. Cine are să-i trăiască, cine n-are să nu-și dorească. Ca și cum copiii ar fi un blestem. Copiii sunt binecuvântare. Pentru că iată, femeia avea să nască copii în dureri ca să se izbăvească de păcat. Durerea era o plată a păcatului. Și prin durere, că este socotită nașterea naturală, nu aia cu cezareană, cu adormire, ci nașterea naturală cu durere este socotită cu adevărat o durere grea. Uneori mai grea decât durere de măsele, că și aceea este socotită între cele mai mari dureri. Și iată, oamenii adeseori, uitând de Dumnezeu, uitând de rugăciune, uitând de dragostea lui Dumnezeu, își ascultă propria părere sau părerile venite de la cei neaveniți sau părerile unor medici. Și aici vreau să vă spun, și domnul doctor o să confirme și să infirme, iată, totdeauna am îndemnat tinerile familii să aibă cât mai mulți copii. Și știm de la rânduiala cununiei că Dumnezeu binecuvântează orice familie, cum binecuvântăm pe Mire. Binecuvântat să fie ca Avram, să te înmulțești ca Iacob. Iacob a avut 12 fii și o fiică. Să ai copii cât Iacob e o mare binecuvântare. Eu le mai spun pe urmă, hai să mai facem pogorământ. De n-or fi 12, să fie măcar 7. Și m-am prins să botez de la orice familie al 7-lea copil. Să încurajez că 7 este o cifră frumoasă, plină, cifra darurilor Sfântului Duh, numărul sfânt. Și iată, mulți medici la aparatele unde analizează pruncii care sunt de curând zămisliți, să vadă dacă sunt integri, dacă nu sunt afectați de ceva malformații, și foarte multe aparate dau aceste impresii de malformații. Am primit la mine peste 50 de familii care au venit cu astfel de probleme. Am primit telefoane și de la medici care le-au spus, nu face copilul, că moare și mama și copilul la naștere, rămân ceilalți copii orfani. N-am vrut să știu. Femeia era credincioasă. A făcut mai mulți copii tot la îndemnul meu, că soțul nu voia. Și când a venit la urmă ultimul, o femeie foarte solidă, a zis, dacă nu scoți copilul, rămân ceilalți copii orfani, vei muri la naștere. A venit femeia și m-a spus, să nu crezi asta. Roagă-te, ești credincioasă. Pentru că eu vă spun, la cel puțin 30 de cazuri, dar 50, cum v-am spus, cărora li s-a vestit că aparatul spune că acei copii au mari formații, la niciunul nu s-a adeverit. Cum vine asta? La această mamă, care era mamă a vreo 5 sau 6 copii, iată, i-am spus, lasă copilul. Nici n-a avut nevoie de moașă. A născut singură. Copilul este acum seminarist la noi. Este un copil sănătos, voinic. Și iată, nu s-a adeverit deloc. Și cât m-au avertizat că mă amestec în medicină. Zic, cum mă amestec în medicină? Mă amestec în moralitate.
pentru că așa s-a spus de nu știu câți, cel mai mult am avut de lucrat cu doi tineri medici, specialiști în ginecologie. Un preot i-a adus la mine, că ei au spus, iată, trebuie să facem avort, nu avem încotro, avem un copil care se va naște ca un monstru. Nu, vă duc întâi la ierarhul meu ca să vorbim și cu el. Am stat peste un ceas cu ei. Nu voiau să înțeleagă. Dar cum să ne dați lecții dacă noi suntem de specialitate? Am văzut noi înșine. N-am strigat vreodată la cineva ca la oamenii aceia. Și le-am spus, vă dau canon. Dacă omorâți acest copil, veți muri și voi. Țineți minte că pun cuvânt greu. S-au temut. După o oră jumate de strigăt la ei, că nu strig la oameni de obicei, au plecat și au spus, vă ascultăm, dar plecăm cu îndoială. Ia rugați-vă și nu mai plecați cu îndoială. S-a născut perfect sănătos. Și ei, ca specialiști, vedeau boala. Pentru că toate acestea sunt niște modificări. Am gândit de unde să fie aceste malformații văzute pe aparate. Nu cumva satana se amestecă și aici. Și se poate amesteca peste tot. De ce din vreo 50 de cazuri pe care le știu eu, niciunul nu s-a născut cu malformații. Toți s-au născut perfect sănătoși. Și aparatul arăta că sunt știrbi, că sunt cu malformații. De ce? Pentru că dușmanul vieții mereu întunecă și manevrează chiar și aparatul acela. Veți spune, e știință. Dar știința e imperfectă. Că știința nu spune tot. Știința spune cât pricepe omul să o promoveze. Că omul nu are tot știință, doar Dumnezeu are tot știință. De aceea satana se amestecă în toate. Cum s-a amestecat până și în lingurițele noastre de la Sfânta Împărtășanie. De unde credeți că a venit această aberație? Și aud la dialog, și aud oameni credincioși care se smintesc de preoții care împărtășesc cu mai multe lingurițe și îmi cer binecuvântare să nu mai merg la el. Și le spun, nu mai mergeți, că n-au credință. Dacă dezinfectează lingurița, care nu se poate infecta, că în potir nu-i niciun microb, cum să mai crezi în acel preot? Iertați-mă că am făcut această paranteză, dar trebuie să o spunem, să o audă și necredincioșii să-și revină. Și iată, suntem la tema cea mai importantă a vieții și față în față cu viață stă moarte. Că vrem să vorbim despre avort, care este uciderea cea mai urâtă, cea mai grea, cea mai brutală, cea mai condamnabilă, pentru că ucizi o ființă vie care nu are nicio posibilitate de apărare. Ucizi ceea ce Dumnezeu a pus suflet în acea ființă vie. Embrion, ce este? Are o săptămână, are două, are o lună, are două luni. Și aici trebuie să vă spun de ce. Este crimă totală și condamnabilă. Într-o vreme, în Biserica Apuseană, nu era îngăduit avortul după 4 luni și jumătate. Se socotea că dacă nu mișcă copilul, că de la 4 luni și jumătate, când este jumătate timpul de la zămislire până la naștere, de atunci începe să miște copilul. Și ei ziceau că până atunci n-are suflet. Cred că au abandonat că știința dovedit că are suflet. Și s-au tot contrazis și teologii și au zis, de când primește
embrionul care se formează după zămislire din bărbat și femeie, oare la o săptămână, la o lună, la două, la trei luni? Și iată ce spune biserica. Acel embrion din cele două celule, din contactul bărbatului cu femeia, se naște de când devine o celulă vie. Și noi credem, spun Sfinții Părinți, că sufletul este creat de Dumnezeu din sufletele părinților, din prima clipă a zămisirii. Iată care este adevărul. De atunci avem o nouă ființă vie, de la zămislire, acea celulă cuprinde sufletul și fiecare suflet în parte este creat de Dumnezeu, că au fost mai multe teorii privind originea sufletului, dar iată, aceasta este învățătura statornicită de Sfânta Biserică, sufletul este creat de Dumnezeu, fiecare suflet în parte, din sufletele părinților, de aceea poartă din caracterul părinților, de la amândoi, și creația îi aparține lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a făcut, omul n-are voie să ucidă. Este cel mai mare abuz, cea mai mare împotrivire față de Dumnezeu. Și față de suflet, Dumnezeu se exprimă cu cea mai mare claritate. Și nimic nu este prețuit de către Dumnezeu ca sufletul unui om pe care El îl creează. Și creează, iată, o nouă făptură în lăuntru acelui embrion, pentru că sufletul n-are măsură fizică. De aceea El inundă trupul. Că unii au întrebat, unii sufletul în creier sau în inimă? Nici în creier, nici în inimă, ci pretutindeni. Este la început, în prima celulă, vie. Apoi, crescând trupul pruncului, el inundă tot trupul. Și iată, de aceea avem de face cu o persoană care se naște cu personalitate proprie. De aceea fiecare om are personalitate proprie, pentru că fiecare om are originea în Dumnezeu. Și originea în Dumnezeu este a sufletului, pentru că originea în părinți este a trupului. De aceea sufletul este atât de apropiat de Dumnezeu, că este de natură spirituală și este creat de Dumnezeu cu personalitate distinctă, încât nicio persoană nu este identică cu alta. Fiecare persoană are personalitatea sa. De aceea vă spuneam că Dumnezeu se referă la suflet într-un mod sublim și întreabă: ce poate da omul în schimb pentru sufletul său? Este întrebarea cea mai importantă care se referă la om din Sfânta Scriptură. Sufletul unui om, vă spuneam că e mai de preț decât întregul univers. O mamă care își ucide pruncul în pântece, sau un medic care are acest curaj nebun să oprească viața, ce sunt aceștia? Cei mai mari criminali. Și cât de criminali au fost românii, mai ales după 1989. Cât a fost regimul comunist de opresiv, de absurd, și am auzit mulți în 90
spunând ne-am eliberat, facem câți copii vrem, nu câți se zămislesc. Ce libertate colosală li s-a părut și s-a dat tonul la ucidere, la avorturi, ce blestem. De aceea nu ne găsim cadența, nu ne mai regăsim. Cât de mult se plâng mamele când ajung după 40, 50 de ani, 60 de ani și le vine mustrarea de conștiință, dacă găsesc duhovnici serioși, să le spune cât de grav este păcatul acesta. Am întâlnit și în dialogul pe care l-am joia, constat atâta nepăsare, neștiință și indolență. Mulți îi spun, nu te împărtăși 7 ani. Dar toți copiii avortați sunt trimiși în iad. Nu definitiv, că Dumnezeu nu-i nedrept. Mama și tata, că dacă au făcut împreună în consultare și în înțelegere crima, când vor muri, copiii acolo nu se află în chinuri, în așteptare, dar sunt în întuneric, nu în lumină. Dacă nu-i răscumpără, vor merge ei în iad definitiv. N-are cine să-i mai răscumpere. Mai există rar urmașii unor părinți care au cunoscut aceste păcate și întorc de la avort, câte avorturi au făcut părinții lor cu lacrimi și cu căință. Se căiesc în locul părinților și Dumnezeu primește căința și pentru părinți. Și iată, mai sunt niște raze de lumină. Dar cea mai mare crimă este avortul, încât unii părinți au spus, mai ușor este a ucide 10-20 de oameni decât un copil în pântece care nu se poate apăra. Și de aceea eu acest canon le dau. Mă mai sună câte o femeie care i-am dat canon. Știți, vreau să mă împărtășesc. Mi-ați dat canon să nu mă împărtășesc. Pentru ce ți-am dat? Pentru avorturi. Duhovnicul mi-a zis, dacă mă deslegați, pot să merg din nou la el. Vrei să te osândești? Vrei neapărat o sândă? Eu nu-ți dau deslegare. Că nu pot să-ți dau o deslegare spre o sândă. Spune-i duhovnicului că n-are voie să te deslege. Te ajut să-ți faci canonul. Și am făcut atâtea diligențe și iată, din fericire, sunt oameni care se concentrează pe viață și asociații, cum este Părintele Dan Damaschin de la Iași, cum sunt alții câțiva care au făcut asociații prin care salvează viețile celor ce sunt pregătiți pentru a fi trimiși la iad prin avort. De aceea, iată, trebuie să luptăm cu acest flagel cel mai urât, cel mai întunecat, cel mai lipsit de logică, de rațiune, de milă, de sentimente umane. Ce mamă e aceea care își ucide copiii? Care animal își ucide copiii? Iată cât de jos coboară mamele care fac avorturi și n-au treabă cu sufletul. Sufletul care este o valoare atât de mare. Și Mântuitorul ne atrage atenția atât de mult să vă răsună în minte și în inimă și în tot timpul vieții dumneavoastră acest cuvânt al Mântuitorului. Ce poate da omul în schimb pentru suflet? N-are ce să dea decât alt suflet. De aceea suflet ai trimis în iad. Suflet trebuie să scoți din calea către iad, pentru că acel suflet salvat de la avort va primi la botez un înger păzitor. Iar îngerul păzitor, știind cum a ajuns să se nască acest trunc,
va mijloci la Dumnezeu pentru un copil al acelei mame care a salvat de la avort un alt copil al unei mame ce era pornită spre aceeași crimă, iată, va fi scos din ea. De aceea se cuvine să fim mai realiști, să luăm temeiul cel mai puternic. Temeiul vieții este la Dumnezeu, că El este viața noastră, El este purtătorul nostru de grijă. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, citând niște poeți latini, în El viem, ne mișcăm și suntem în Dumnezeu. Poeții care erau păgâni, dar rațiunea le spunea adevărul, pentru că rațiunea este lumina din cer de la Dumnezeu. Rațiunea, cum știm, noi purtăm chipul lui Dumnezeu. Rațiunea este Tatăl, voința este Fiul, simțirea este Duhul Sfânt. Pe noi ne-a dotat Dumnezeu cu atâtea daruri și nu le folosim. Cine folosește darurile primite de la Dumnezeu împotriva vieții este un criminal. De ce să fim criminali? Să ne osândim înainte de judecată, că ne osândim noi înșine. Și această judecată în mod real ne va duce în întuneric, acolo unde vermele nu doarme, focul nu se stinge și conștiința mereu plânge, dar plânge în zadar. Multe se pot spune. Iată, luați aminte, păcatul cel mai greu și cel mai des practicat la începutul anilor 90, iată, de 31-32 de ani aproape, este păcatul pruncuciderii, cea mai oribilă crimă care s-a perpetuat și câte milioane de pruncucideri sunt, depășesc actuala populație a României de cel puțin 10 ori. Am întâlnit femei cu până la 50 de avorturi. Vă dați seama ce nebunie, ce mamă este aceea? Sigur, până și aceea poate să spere la mântuire. Dacă plânge și găsește ecou plânsul său și întoarce 50 de copii de la avort printr-o căință ca a Mariei Egipteanca, și aceea se poate salva. Să nu se deznădăjuiască nici o mamă, nici un tată că a făcut acest păcat, dar să nu se ușureze să zică: mie preotul mi-a dat iertare. Acela nu-i preot, e magician. Cum să dai iertare dacă tu n-ai măsura lui Dumnezeu, cu Dumnezeu dă iertare? Tu trebuie după legea lui Dumnezeu să lucrezi, nu după părerea ta proprie. El vrea să fie mai bun ca Dumnezeu, că Dumnezeu nu iartă așa ceva fără răscumpărare. De aceea spune ce poate da omul în schimb pentru suflet. Care e răscumpărarea? Un alt suflet. Dar el vrea să fie mai bun ca Dumnezeu. N-aș îndrăzni vreodată să fiu mai bun ca Dumnezeu, că această e nebunie. După cum necredința este păcat de moarte și prea mare încredere în Dumnezeu, că ne iartă toate păcatele, cum este secta inocentiștilor. Să greșim cât mai mult ca să aibă Dumnezeu ce ierta, asta e o nebunie, o gândire falsă, să nu cădem în astfel de extreme, în astfel de gândiri atât de păguboase. De aceea, să putem vorbi despre aceasta încă 2-3 ore. Cred că v-am spus esențialul din învățătura pe care ne-a revelat-o, ne-a descoperit-o Dumnezeu
Și iată, noi trebuie să păzim această învățătură curată, sfântă, în care avem viață. Într-o lumină a lui Dumnezeu, noi avem lumina vieții. Fără lumina lui Dumnezeu, noi suntem în întuneric. Sigur că uneori întunericul dintre noi, din noi, este socotit lumină. De aceea și zice Sfântul Pavel: dacă lumina din voi este întuneric, că ziceți că aveți rațiune, atunci întunericul cel pur, cu cât mai mult este întuneric, cât de dens este acel întuneric, dacă rațiunea voastră, care e lumina sufletului, s-a transformat în întuneric. Așadar, trebuie să fim foarte atenți cu viața noastră, cu gândirea noastră, cu evoluția noastră, cu ancorarea noastră în Dumnezeu. Un creștin ancorat în Dumnezeu are frica de Dumnezeu, care este o condescendență de Dumnezeu. Nu este o frică nimicitoare, cum este frica de boală indusă de autoritățile noastre și autorități din toată lumea, că a fost un fel de inducere sub forma papagalului. Încep oamenii să-și dea seama că au fost papagali, să se trezească. N-aș dori să fiu în pielea papagalului. Totdeauna rațiunea trebuie să-ți fie cu adevărat un dreptar și conștiința proprie. De aceea să luăm aminte să trăim tot timpul viața noastră cu Dumnezeu. Noi suntem persoane și personalități distincte și ne distingem unii de alții și în personalitatea noastră, care avem voie proprie, nici Dumnezeu nu se amestecă, ne lasă voința liberă. Dar libertatea noastră, dacă vrem să fim mai departe făpturile lui Dumnezeu și să ne lăsăm conduși de Dumnezeu, trebuie să fie o libertate în Dumnezeu. Noi nu putem avea libertate absolută, pentru că suntem persoane relative. Libertatea absolută, adică fără limită, are numai Dumnezeu, pentru că e persoană absolută. Noi suntem persoanele relative, depindem de Dumnezeu. Dacă ne desprindem de Dumnezeu, libertatea noastră devine libertinaj, cădem, ne rătăcim și ne ducem în prăpastie. De aceea ne spune Sfântul Apostol Pavel: luați aminte, fraților, voi ați fost răscumpărați din păcat cu un preț, cu prețul sângelui Fiului lui Dumnezeu, care s-a întrupat, a pătimit, a murit și a înviat. De aceea voi nu sunteți ai voștri. De aceea vă și numiți creștini, că nu sunteți ai voștri, sunteți ai lui Hristos. Câtă vreme rămânem ai lui Hristos, în Hristos avem libertatea cea reală. Și care e libertatea aceasta? Libertate în har, care ne dă un orizont infinit ca să mergem spre Dumnezeu, să creștem continuu în valoare și morală și spirituală, în cunoaștere, în bucurie, în fericire. Libertatea noastră personală, puțină, îngustă, subiectivă, este o sărăcie care ne duce la cădere întotdeauna. Că ne spune Mântuitorul: luați aminte, fără mine nu puteți face nimic. De aceea, cine nu e ancorat în Dumnezeu, este de plâns, că este pe calea pierzării și a morții. Să luăm aminte să rămânem în Dumnezeu. În Dumnezeu, libertatea noastră capătă valoare, pentru că Dumnezeu
ne vrea binele. El nu poate să vrea rău. El este binele absolut. Și ne-L cheamă pe noi la un bine din ce în ce mai înalt. La un bine care ne apropie mai mult de El. Noi începem să creștem în acest bine, în viața aceasta, prin biserică, prin sfintele taine care ne conferă harul. Și creștem până la sfârșitul nostru. Și dacă suntem ancorați în Dumnezeu, plecăm spovediți și împărtășiți, sincer și curat și cu căință, ajungem la Dumnezeu. Dumnezeu ne primește în împărăția Sa. Dar și acolo nu suntem desăvârșiți. Și acolo trebuie să creștem. Și viața viitoare, cine o dobândește, este o continuă creștere, o fericire care ne ajută să suim din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, să avem tot mai mult o asemănare mai apropiată de Dumnezeu. Cât durează această asemănare? Chipul ne l-a dat Dumnezeu. Ne-a dat și asemănare. Dacă avem chipul ca un dat, un dar cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, cu minte, voință, simțire, prin care lucrăm binele, dar tot în relație cu Dumnezeu, asemănarea ce însemnează? O continuă creștere, desăvârșire a chipului, până când? Până în veci de veci. Că asemănarea nu se termină nici în viața viitoare. Cum Dumnezeu este infinit și asemănarea noastră crește la infinit, de aceea fericirea veșnică este o bucurie mereu crescândă într-o viața cea veșnică. Iată ce perspectivă are orice prunc zămislit, are perspectiva vieții veșnice, care să crească mult. Noi nu-L lăsăm să crească dacă-L ucidem. El poate rămâne viu, dar într-un fel crește un prunc care devine om matur, se botează, se miruiește, se împărtășește față de un prunc ucis și trimis în iad. Adevărat este că Dumnezeu îl scoate din iad, dar n-are o creștere precum are omul care s-a ostenit în această viață, că Dumnezeu îi adaugă la ostenelile sale noi daruri în creșterea sa duhovnicească, în asemănarea care începe să fie din ce în ce mai evidentă după ce a dobândit intrarea în împărăția cerurilor. Luați și judecați toate acestea care nu mi-aparțin mie, sunt învățăturile aduse de Hristos, tălmăcite de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți, și iată ce însemnează viața, ce însemnează omul. Omul este cea mai importantă dintre făpturi. De aceea și psalmistul și Sfântul Apostol Pavel reiau cuvintele care arată noblețea omului, valoarea lui atât de mare, mai mare decât a îngerilor. De aceea se întreabă, ce este omul că-l pomenești pe el? Sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Pusul ai pe el pentru scurtă vreme, spunem în paranteză, după păcat, mai prejos de îngeri, pentru că el a fost făcut superior îngerilor. De aceea Satana l-a pismuit și l-a invidiat. Din cauza omului a căzut Satana. Când a auzit că face pe om după chipul și asemănarea sa Dumnezeu, ce e asta? Noi să fim mai prejos de acea făptură. Noi suntem mai aproape de Tine, Doamne. Vrei să fie cineva deasupra noastră? Nu acceptăm așa ceva. Parcă trebuia să accepte făptura să condiționeze pe făcător.
cum facem și noi adeseori. Doamne, ți-am cerut, dar nu mi-ai dat. De ce tocmai mie mi-ai dat necazul ăsta? De ce tocmai pe mine m-ai năpăstuit? Și pun oamenii fără minte și fără credință asemenea întrebări absurde. Cum a pus Satana. Tot de la Satana vin și astea. De acolo inspirație. Și atunci, iată, după păcat, la început în rai, sigur că omul era superior îngerilor. Îngerii slujeau pe oameni. După păcat, omul n-a mai putut să stea lângă Dumnezeu, să mai vorbească cu Dumnezeu. De aceea zice Sfântul Apostol Pavel, pusul pentru scurtă vreme mai prejos de îngeri, dar venind Fiul lui Dumnezeu și răscumpărând pe om, l-a încununat pe om cu mărire și cu cinste și l-a pus peste lucrurile mâinilor sale. Căci unde s-a suit Hristos cu firea omenească? Deasupra îngerilor, la înălțare, a trecut printre cohortele de îngeri care se numea minunau. Cine este acesta? Îl vedeau Fiul lui Dumnezeu, îi vedeau trupul rănit. Nu pricepeau cine este, ziceau cetele de jos. Cele de sus auzeau șoapta Duhului Sfânt și le răspundeau: acesta este Împăratul Slavei, Făcătorul tuturor și Făcătorul nostru. Și iată s-a suit de-a dreapta Tatălui și de-a dreapta s-a pus-o pe Maica Domnului și de-a stânga s-a l-a pus pe Sfântul Ioan Botezătorul, care este mai marele cetei omenești. Și iată, noi suntem deasupra îngerilor, pentru că avem chipul lui Dumnezeu, chipul Sfintei Trăimi, pe care îngerii nu-l au. Câtă noblețe, câtă valoare, câtă demnitate a adus Dumnezeu omului, și omul tot este nemulțumit. Zice că e sărac. Dar cum poate să fie mai bogat? Dacă nu-și evaluează bogăția darurilor dumnezeiești, zice că e sărac. Omul superficial, fără credință sau cu credință puțină, care vrea toate de-a gata. Că de ce nu-i Dumnezeu, nu-i dă Dumnezeu gata pe masă bucatele? De ce trebuie să mai muncească? Că doar sunt unii demnitari cărora li se dă totul de-a gata. Ce această diferență, se întreabă mulți. Cei smeriți însă spun: Doamne, cum spune la Acatistul Sfintei Cruci, înmulțește-mi, Doamne, ostenelile, ispitele și durerile. Cum spune, nu mai pot de atâtea ispite, nu mai pot răbda. Este iarăși o cărtire. Ispitele sunt îngăduite de Dumnezeu pentru întărirea noastră. De aceea trebuie să trăim viață reală. Dumnezeu ne-a dat înger păzitor, ne-a dat puterea rugăciunii, în care ne conferă harul să luptăm și cu ispitele și cu greutățile vieții și să luptăm cu vrăjmașii nevăzuți și văzuți. Și iată, noi suntem încununați de Dumnezeu să fim deasupra îngerilor, să ne luăm această demnitate. Dar această demnitate nu se ia cu sabia, cu știu ce altă luptă, se ia numai începând cu smerenia, cu căința, cu credința, cu nădejdea, cu dragostea, cu lupta permanentă. Toate trebuie să ne începem cu smerenia și smerenia să se îngemâneze cu căința, ca la Maria Egipteanca, și apoi credința cu smerenia și căința întăresc nădejdea. Acestea apoi duc dragostea la jertfă și jertfelnicie și acestea aduc și răbdarea să poți să primești toate câte vin asupra ta, pentru că niciodată nu ești singur în ispite. Strigi la Dumnezeu și Dumnezeu este lângă tine. Strigi la Îngerul Păzitor și vine la tine. Strigi la Sfântul Ocrotitor și nu te lasă.
strigi la Maica Domnului și este lângă tine. Strigi la Mântuitorul ca și Petru în valuri, Doamne, scapă-mă! Și Mântuitorul este lângă tine și te scapă. Avem atâta ajutor de la Dumnezeu, de la Maica Domnului, de la Sfinți și de la Îngeri. Numai cine nu vrea, nu trece toate ispitele acestei vieți, dar trebuie să îndepărtăm și lenea, și mândria, și nepăsarea, și egoismul, și invidia, și lăcomia, și desfrâul, și fumatul, și orice patimă. Când ne lepădăm de patim, ne apropiem de Dumnezeu prin virtuțile care ne înnobilează și ne întăresc în lupta cu păcatul. Să avem parte toți de această hotărâre să luptăm cu răul de toate felurile, răul ce vine de la diavol, ce vine de la lume, ce vine dinăuntru trupului nostru, de la instinctele noastre, pentru că din trei locuri vine răul, de la trup, de la lume și de la diavol. Am luat acum invers, cum vreți să o luați, de la diavol, de la lume și de la trup, sau de la trup, de la lume și de la diavol. Dar orice rău îl biruim cu Dumnezeu. Să rămânem ancorați în Dumnezeu, să biruim răul și viața să biruiască. Fiecare om prin luptă rămâne în viața cu Dumnezeu, să rămânem în această viață, să prevenim să nu se mai producă avorturi, să fie accidente, nu obișnuințe, lucruri la tot pasul, în fiecare zi, pentru că toate acestea aduc și mânia lui Dumnezeu asupra noastră, că suntem nepăsători față de semenii noștri. Și ne spune Apostolul, dacă vedem pe un om că greșește, să-l întoarcem de la rătăcirea căii lui. Și cine întoarce un împăcătos, își aduce lui și de la Dumnezeu har și iertare de păcate, pentru că a întors un păcătos de la rătăcirea fiii lui, căii lui. Să fim toți promotori de întoarcere, de la avort, și să conștientizăm tineretul, cât de tineri ar fi oamenii, și copilele, și băieții de la 14 ani, nu cu lecții aberante care ni se propun acum, aceste promiscuități ale copiilor, cărora să li se trezească instinctele, să fie stimulați să-și promoveze instinctele. Doamne ferește, ce urgie, ce urâțenie, ce anormalitate. De aceea să căutăm că puțin ferment dospește toată frământatura, să fim mai insistenți, mai misionari în promovarea vieții, a adevărului de credință și a dragostei de Dumnezeu și de semeni. Vă mulțumesc și vă doresc succes în misiunea creștină fiecăruia în parte și mulțumesc domnului doctor care a venit la noi, părintelui Cezur, care este un atât de mare apărător al vieții și luptă pentru această promovare a vieții. Doamne ajută!